Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor, o campanie online pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald, de asemenea foarte multe titluri din colecția Parentaj, din colecțiile Psihopractica sau Psihoterapia, care au legătură cu subiectul nostru, viața socio-emoțională a copiilor noștri, le puteți găsi pe site-ul editurii Herald. Astăzi este alături de noi Gabriela Maluf, psiholog, și vom discuta pe marginea unei cărți publicată în colecția Parentaj a editurii Herald, Prieteni buni, dușmani aprigi, Michael Thompson, un autor foarte drag mie, care are mai multe cărți în colecția Parentaj, în portofoliul editurii Herald. În cadrul acestei campanii, cum vă spuneam, educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor. În stilul său, plin de sensibilitate și cu capacitatea sa deosebită de a pătrunde în lumea intimă a copiilor, dr. Michael Thompson, alături de colaboratorii săi, au descris în această minunată carte modul în care evoluează abilitățile sociale ale copiilor și interacțiunea dintre ei. El vorbește despre lumea socială în care copiii își formează personalitatea, caracterul, își confirmă unii altora abilități și calități, își oferă suport și confort emoțional, despre nevoia lor profundă de prieteni, despre rivalități, dar și despre agresivitate. Aș începe discuția noastră încadrând-o cumva într-un context, să-i spunem, faptul că peste puțin timp va începe școala. Există această dilemă fără precedent, ce formă de învățământ va fi de acum încolo, că va fi varianta online, varianta offline sau varianta hibrid sau unii chiar homeschooling. Cert este faptul că în ultimele luni, în ultimele 5 luni, copiilor le-a lipsit foarte mult partea aceasta de interacțiune socială din cauza izolării. Bineînțeles că după perioada cu pandemia a venit și vacanța, deci ei nu mai sunt probabil conectați cu atât de mult cu prietenii, cu colegii, cu clasa, cu sala de curs și așa mai departe. Și în ce fel, să spunem, influențează viața socioemoțională a copiilor noștri această lipsă, să spunem, de interacțiune și cât de importantă este până la urmă interacțiunea, pentru că școala, ca instituție, ca locație fizică și tot ce se petrece acolo, de fapt, nu este vorba doar despre o acumulare de informații. Școala este un loc unde copiii, exact cum spune și Michael Thompson, copiii își dezvoltă niște abilități de socializare, niște abilități de relaționare și astea sunt foarte importante pentru dezvoltarea ulterioară a copiilor noștri. Indiferent cât de mult am stat, să spunem, în casă și cât de mult am studia și cât de pregătiți am fi în anumite discipline și cât de autodidacți, să spunem, ar fi unii copii, până la urmă școala îi pregătește pentru viață, pentru această interacțiune relaționare despre care vorbeam, pentru că vor avea joburi, pentru că vor fi în anumite comunități și apartenența la un microgrup social, indiferent că vorbim de copii sau despre adulți, este foarte importantă. Corect. Cum am spune noi, psihologii, copiii merg la școală pentru pauze și pentru prieteni și mai puțin pentru partea educațională, oricât de talentați ar fi ei și de abili, așa din punct de vedere academic, tot pauzele și prietenii sunt mai importanți atunci când ei merg la școală. Uite, mă bucur că îmi pui întrebarea asta și că ne pregătim de începutul de an școlar. Eu o să vin cu ceva informații în plus pentru că eu am început deja școala. Eu fac și consiliere școlară la o școală privată din București, de aceea noi am început de la 1 septembrie. Și uite, o să-ți povestesc și din punct de vedere teoretic ce cred eu că se întâmplă cu această socializare lipsă, dar pot să spun ce s-a întâmplat și ce se întâmplă și acum de când a început școala și cum merg lucrurile.
Vorbim despre Michael Thompson și cartea lui Prieteni buni, dușmani aprigi și eu vreau să spun că este psihologul meu și consilierul meu școlar preferat. Nu am ratat nicio întâlnire cu el atunci când a venit în România, de aceea vreau să vă arăt și cartea care este semnată de Michael Thompson. El este psihologul care m-a determinat pe mine să intru în această vâltoare a consilierii școlare. Nu făceam consiliere școlară acum, nu mai știu, 8, 9, 10 ani, când a venit el pentru prima oară în România. Și mi-am dat seama că dacă nu cunoști foarte, foarte bine copiii, psihologia copilului și copiii în sine, e foarte greu să lucrezi la cabinet. Pur și simplu îți închipui tu ce a simțit omul respectiv în copilărie, mai te duci așa cu ce ai simțit tu în copilăria ta, dar nu cunoști foarte bine tipologiile de copii și merge așa în orb, să spun frumos, de fapt. Ei bine, după ce începi să faci terapie cu copii, să faci consiliere cu copii, începi să vezi exact ce spune teoria, vezi practic ce spune teoria, cum e fiecare tipologie de copil, cum socializează fiecare tipologie de copil și atunci te ajută foarte, foarte mult și pentru munca de cabinet dacă lucrezi doar cu adulții. Ei bine, revenind la partea de socializare, exact cum spune și Michael Thompson în cartea lui, prieteniile, până la urmă, succesul unei prietenii vine în mare parte din abilitățile sociale pe care le are fiecare copil în parte. Cu cât ai mai multe abilități sociale, hai să dăm un exemplu, un exemplu simplu la copiii mici, de a rămâne în activitate, de a rămâne în joc sau de a împărți jucăria în timpul jocului sau nu știu, de a accepta și jocul celuilalt și el acceptă jocul tău, de a inversa rolurile. Astea sunt abilități sociale. Cu cât un copil are mai multe abilități sociale, cu atât mai multe șanse are să creeze prietenii trainice. Pe lângă prietenii, mai vine și cu emoția, cu ce simți tu atunci când ești acolo în grupul respectiv. Poate te simți bine sau poate nu te simți bine. Oricum te-ai simți, ai nevoie să împărtășești acest lucru cu cineva. Evident că lucrul ăsta se întâmplă foarte, foarte mult în timpul adolescenței, când deja nu mai, dacă, cum spune și Michael Thompson, dacă până la 10 ani copiii sunt fideli oarecum familiei și într-o familie care știe să converseze cu copilul, copilul va spune întotdeauna, își va vărsa emoțiile și va găsi suportul familiei, la vârsta de adolescență, chiar dacă faci parte dintr-o familie în care părinții te ascultă, tot grupul și prietenul cel mai bun este locul benefic și locul prolific în care te duci și îți împărtășești viața interioară și viața sentimentală. Până să ajungem acolo, luăm experiențele simple de copii mici, adaptarea la grădiniță, mersul la o oră care e neplăcută, poate e un profesor care nu ne place în mod deosebit sau se întâmplă lucruri care nu sunt pe gustul nostru. Într-un fel iei experiența când ești singur și în alt fel iei experiența când ești cu prietenul tău cel mai bun sau în grupul din care faci parte. Ei bine, gândește-te, copiii noștri în ultimele 6 luni au cam luat toate experiențele de unii singuri. Au pierdut un pic din suportul ăsta social al grupului, al prietenului cel mai bun, au stat singurei și au experimentat ce se întâmplă pe acolo. Cum spuneam, poate că la copiii de până în 10 ani, suportul familiei este încă foarte important și lucrurile nu ar decurge atât de dramatic. Dar pentru un adolescent să înfaseze toate experiențele, nu neapărat școlare, că adolescenții mai vorbesc și la telefon sau mai vorbesc și pe internet, mai vorbesc și prin diverse locuri. Și se întâmplă, poate cineva îți spune un cuvânt urât, poate cineva râde de tine sau nu știu, are o impresie pe care și-a format-o. Ei bine, tu ai nevoie să-i spui celuilalt
uitându-te în ochii lui și poate și primind o mână pe umărul tău. Evident, lucrul ăsta nu se mai întâmplă. Din câte am remarcat, oricum copiii se cam întâlnesc, adică merg în vacanțe, merg, nu știu, în diverse locuri și cumva se întâlnesc. Dar întâlnirea este întotdeauna facilitată în această perioadă de părinte. Adică merg cu părinții și ok, se întâlnesc, nu mai sunt singuri, nu mai sunt în mediul lor intim, privat. Și atunci ce se întâmplă? Nu mai sunt atât de deschiși în comunicare. Învață să se ascundă, învață, hai să ne ducem nu știu unde să vorbim despre subiectul acesta. Și ei bine, uite așa, învățăm cumva să trăim de unii singuri. Învățăm să trăim de unii singuri, ar spune unii oameni, ok, e și asta o adaptare. Oamenii se adaptează la ceea ce trăiesc. Dar întrebarea mea este, oare să te adaptezi la ceva nesănătos e semn de sănătate? Ok, e un mecanism de apărare, ne adaptăm. Dar adaptându-te la ceva ce nu îți aduce un beneficiu, cu siguranță nu-ți face un serviciu emoțional. Atunci, eu cred că varianta cea mai bună este ca copiii să-și reia activitățile sociale. Cum ți-am spus, noi am început. De pe 1 septembrie școala fizic. Doar copiii care fac parte din grupe de risc sau au părinți care sunt în grupe de risc au și oportunitatea de a vedea lecțiile live. Cumva online, sunt mai mult live decât online, pentru că nu este o lecție dedicată lor, ei doar pot privi orele pe care le fac colegilor în clasă. Sunt ok copiii, sunt foarte fericiți cu toate restricțiile pe care le avem, să purtăm masca, să stăm departe, să ne tot spălăm, să ieșim pe rând, să bucuria pe care au copiii că sunt împreună este foarte, foarte mare. După o săptămână de școală, toți copiii au dat feedback că e ok, că și așa cu masca și așa departe și așa cu toate lucrurile alea, bucuria de a fi cu prietenii și a fi în aceeași clasă și în același grup e atât de mare încât nu sunt interesați de altceva. Evident că noi părinții suntem stresați, că săracii se chinuie și nu știu ce, și pe bună dreptate că ne gândim să stai 4, 5, 6, 8 ore cu atâtea reguli și cu atâtea restricții, nu este confortabil, dar copiii sunt bine. Chiar vreau să te întreb dacă nu cumva senzația generală este că părinții sunt un pic mai stresați și mai anxioși legat de, nu știu, metodele de securitate sanitară sau medicală la școală. Și copiii probabil că, de fapt, pun mai puțin accent pe acest lucru, probabil că au și mai puține informații. Exact. Da? Și atunci probabil că părintele este un pic mai panicat. Cum va fi? Va purta mască? Nu va purta? Dar dacă va purta mască, cum stă copilul ăla? Câte ore? 4, 5 ore, 6 ore la școală cu masca pe față? Până la urmă și profesorul, da? Pentru că contactul fizic, contactul vizual este foarte important. Și profesorul sărac este nevoit să predea cu masca pe față. Cum predă el? Cum se exprimă el? Pentru că contează foarte mult și exprimarea facială. Și atunci mă gândesc din fericire la orele care necesită fonetică sau, uite, dezvoltare personală, profesorii au voie să poarte vizieră, să stea destul de departe de ceilalți copii și să-și pună o perioadă din timpul predării vizieră pentru ca fața să fie văzută. Nu a fost greu, îți spun sincer, nu a fost o săptămână grea, o săptămână în care am stat cu toții cu masca, cu viziera, cu fel de fel de lucruri, Doamne ajută, noi sperăm să scăpăm de ele cât mai curând, dar cumva bucuria care s-a creat acolo cu grupul, cu copiii, toată lumea a fost, nu s-au certat, n-au avut momente în care să se certe sau să se întâmple lucruri. A fost chiar o săptămână plină de bucurie, slavă Domnului, și uite că a și trecut cu bine, nu s-a întâmplat nimic important.
aș reveni cumva la abilitățile sociale din cartea lui Michael Thompson, pentru că nu vreau să trec mai departe fără să trag un semnal de alarmă față de părinți, pentru că de multe ori vedem părinți care spun copilul meu nu poate să-și facă prieteni. Și uite, ok, e foarte bine să stea acasă, în online, să stea așa, că el oricum la școală nu socializa foarte bine, nu putea să-și facă prieteni. Michael Thompson în cartea lui scrie, dar sunt foarte, foarte mulți alți autori care scriu despre acest fenomen, și anume că felul în care relaționăm și reușim să ne formăm relații și prietenii ține practic de stilul de atașament și de felul în care avem noi relațiile în familie. De obicei, evident, copiii cu atașament securizant, cu atașament sigur, nu au o teamă să se ducă să abordeze orice copil din clasă, de la petrecere, de la club, de la activitate, pentru a discuta pur și simplu și de ce nu poate să ajungă să lege și o prietenie. Ei bine, ceilalți copilași care au un atașament nesecurizant, evitant, anxios, dezorganizat, fiecare dintre ei va avea o temere în a lega prietenia respectivă. Anxioșii vor fi temători, dar dacă nu mă vrea, dacă se împrietenește cu mine și după aia mă părăsește și nu mai. Evitantul o să zică la fel, uite, eu parcă aș vrea să fiu prieten, dar mai bine evit să intru în relația asta, că cine știe ce mi se întâmplă. Teama de respingere, teama de respingere, exact, teama de abandon. Pentru că asta au trăit. Dacă voi fi exclus din grup. Exact, exact, exact. Sau dezorganizatul care ajunge, stilul de atașament dezorganizat care ajunge chiar să fie și agresiv. Mai bine sunt eu primul agresiv. E posibil, pentru că atașamentul meu e dezorganizat. Mama nu s-a prea uitat după mine și când a fost ea nervoasă, mi-a mai dat și o pălmuță la fund sau mai mult de atât. Și decât să intru într-o relație în care eu să fiu din nou cel agresat, el lasă că mă duc eu printre toți copiii de la clasă, de la grădiniță sau de la școală și îi mușc pe toții, lovesc pe toții, le fac eu ceva să înțeleagă cine este șeful. Asta spune și Michael Thompson în Prieten bun, dușman aprigi. Practic sunt jocurile de putere. Copiii vor să încerce să vadă unde, care le este rolul. Autoritar, supus, dominant, și ei încearcă diverse lucruri. De-aia spune el, dușmani aprici, noi suntem prieteni, noi doi suntem prieteni, dar parcă aș vrea să pun un pic de presiune pe tine, să te persecut un pic, să te tachinez un pic, să văd, eu sunt dominantul din relația asta sau tu ești? Hai să vedem ce se întâmplă. Sunt lucruri normale care se întâmplă în relaționare. Dacă noi, părinții, suntem supraestimăm toate aceste mici tensiuni relaționale, s-ar putea să le băgăm în cap copiilor ceva ce nu există, de fapt. Vai de mine, și copiii ăștia sunt crescuți pe nu știu unde, ia uite cum fac, să mă supăr eu mai tare decât să supără copilul, să mă cer și cu părintele, când copilul, de fapt, intră doar într-un joc de a ști care este rolul lui în societate. Ce învăț eu mai degrabă pe părinții care vin la mine? Să știe fiecare copil, să știe când este pus într-o astfel de situație, să știe cum să reacționeze. Și Michael Thompson ne dă câteva sfaturi pentru părinți și pentru școli, cum ar trebui să abordeze. Eu acum îți spun varianta mea, ce fac eu, după care o să revin un pic și la ce povestește Michael Thompson. Eu le vorbesc părinților despre calibrare. Calibrarea este un concept din programarea neurolingvistică, care merge foarte bine cu psihologia pe anumite paliere. Are foarte multe lucruri, chiar dacă nu este ea tot timpul bine văzută, are foarte multe strategii și tehnici care merg foarte bine și în cabinetul psihologic. E cumva, calibrarea asta e cumva, să o definesc așa, gen congruența emoțională. Când ești congruent, când ești la fel emoțional cu celălalt.
Și atunci le dau părinților exemplu ăsta simplu ca să-l înțeleagă la ei acasă. Vezi copilul trist, vine, plânge, plânge copilașul tău. Ție ți-e foarte greu să accepți emoția copilului tău pentru că e grea, e dureroasă. Vrei să-ți vezi copilul mereu fericit. Și atunci te duci și ce faci? Te duci și spui, oh, iubitul, mama, n-ai niciun motiv să plângi, o zi frumoasă afară, uite soarele pe cer, hai să mâncăm ceva dulce. Te duci într-o stare emoțională înaltă, ești bine. Sau te duci într-o stare emoțională și mai joasă, în care ești foarte furios, dar de ce plângi, n-ai niciun motiv să plângi, Dumnezeule, ești băiat mare, ești fată mare, ce înseamnă asta? Nu s-a întâmplat nimic. Ei bine, deci copilul la nivel e cam așa, să zicem, asta e tristețea lui. Eu vin așa, e frumos afară, e soare, deci eu, copilul e aici emoțional, eu sunt aici. Sau nu mai plânge, nu mai face așa. Starea mea emoțională este jos. Ca eu să pot să mă conectez cu copilul respectiv și să pot să ajung la un consens și să pot să-l ajut să-și elibereze emoția, să știe să o și gestioneze ulterior, trebuie să mă calibrez, să fiu congruentă emoțional cu copilul meu. Și e foarte ușor. Este foarte ușor pentru că ne ajută biologia, ne ajută structura noastră chimică, ne ajută structura, neurofiziologia corpului nostru. Dacă stai într-o poziție anume, și asta e un exercițiu pe care îl fac de obicei cu copiii care au examene, dacă stai într-o poziție anume, să spunem într-o poziție de putere, întotdeauna musculatura ta, la orice poziție de putere, la orice om de pe planeta asta, musculatura va fi structurată în același fel. Când musculatura este structurată așa, sângele și el circulă diferit, se duce mesajul la creier, omul ăsta e pe putere, e în forță, are încredere în el, merge mai departe. Când zâmbesc, de exemplu, ok, mi se mișcă aceiași mușchi, se duce același flux sanguin peste tot, creierul meu o să spună, este fericită. E un fel de fake it till you make it, un fel de ne păcălim puțin creierul că suntem într-o stare emoțională anume, pentru că el, din păcate, nu face neapărat diferența între realitate și ficțiune. Asta e mesajul care ajunge dacă noi zâmbim sau dacă noi stăm în poziție de putere. Ei, dacă stăm într-o poziție de tristețe, închiși, cu mâinile, cocoșați, așezați jos, nu o să avem cum să simțim vreodată altceva decât tristețe. Sau o stare neplăcută. Și atunci, dacă avem la îndemână biologia care ne ajută să ne calibrăm, să intrăm congruent emoțional cu orice ființă de pe pământul acesta, asta avem de făcut. Când e copilul trist, ne așezăm și noi în aceeași poziție cu el, stăm un pic lângă el, încercăm să imităm mimica, respirația. Și ce să vezi, surpriză, corpul nostru o să ne dea o să ne dea semnalul și noi că ne simțim triști. Și atunci o să fie foarte ușor să-i spun, iubitul lui mama, ești trist. Nu o să mai fiu falsă. Nu o să mai vin după ce am primit un mesaj frumos de la cineva. Cred că mie se aud mesajele care îmi intră mie pe... Ok. Atunci nu o să fiu eu fericită și o să zic, oh, ești trist și copilul imediat o să detecteze că sunt falsă. Poftim, știi tu că sunt eu trist, cum știi? Dar eu dacă sunt calibrată, congruentă emoțional cu copilul, nu o să fiu falsă, o să fiu adevărată și micuțul o să-și ridice ochii către mine și o să zică, da, sunt trist, hai să plângem împreună, hai să plâng pe umărul tău, hai să ne descărcăm emoția, hai să vedem cum soluționăm după ce ne-am descărcat emoția, această problemă. Mulți fac greșeala de a spune, hai să ne calmăm, hai să respirăm pe emoție. Greșit e tot o formă de reprimare. Întâi descărcăm ce avem de descărcat, după care facem tehnici de relaxare și soluționare. E ca și cum ai umple un pahar care e deja plin. Paharul meu e deja plin cu tristețe. Ce să mai pun eu în el cu bucurie, cu relaxare, când n-am unde să pun? Întâi descărcăm ce avem de descărcat, după care găsim soluția. Ei bine, și la școală, și în abilitatea socială școlară, dacă mă tachinează, dacă e agresiv cineva cu mine, ce am de făcut?
Ok, pot să fug și fuga până la urmă. Este rușinoasă, dar e sănătoasă. Cumva pot să nu mă expun grupurilor sau persoanelor agresive. E o soluție foarte bună dacă simt că nu stăpânesc încă bine toate aceste tehnici. Dar de cele mai multe ori, îți dau exemplu băiețelului meu. Mă bucur că l-am cunoscut pe Michael Thompson și am citit Crescându-l pe cai, pentru că chiar am un copil, un băiețel extrem de sensibil, și spun sensibil egal simțitor, simte ce simt ceilalți, simte el ce are el înăuntru lui și asta îl face vulnerabil. Și când era mic, era cam tachinat și cam bătut câteodată și el plângea și nu știa ce să facă. Ei bine, când a învățat calibrarea, a învățat să stea în poziția de putere, este demonstrat științific și medical că în termen de între 2 și 5 minute, structura chimică a corpului nostru se schimbă, începem să avem alți neurotransmițători, alte substanțe chimice care activează în corpul nostru, pentru că ne-am schimbat musculatura și fluxul sanguin, încep să am încredere în mine, celălalt mă vede că nu mai sunt cocoșat și amărât, cu poziția corporală potrivită îi spun și eu pot să te lovesc înapoi. Dar nu fac asta. Cumva, uite-te la limbajul, mine. Am învățat limbajul empatiei. Exact. Uite-te la mine că și eu sunt capabil. Singura diferență dintre mine și tine este că eu nu o să o fac. Atunci când te calibrezi emoțional, ești congruent emoțional cu cineva, acel agresor nu o să mai vină niciodată către tine. Știe persoana aia cu care nu merge. Despre asta vorbește și Michael Thompson. Haideți să învățăm să ne calibrăm emoțional. Haideți să oferim copiilor atașamentul potrivit. Atașamentul până în vârsta de 2 ani e cea mai sensibilă vârstă. Până în vârsta de 2 ani cam se pun bazele atașamentului. Că se mai pot schimba, că se mai pot face anumite lucruri, ok, nu e nimic fix pe planeta Pământ, adevăr absolut sau tehnică absolută. Dar să avem grijă. Să-i punem pe copii să aibă abilități sociale, să fie mai autonomi, să știe cum să-și folosească corpul și cum să-și folosească până la urmă biologia, neurofiziologia, chimia. Nu trebuie să le predăm ca la facultate. Le spunem doar, uite, ia experimentează tu poziția asta și copilul o să simtă că e mai încrezător. Nu trebuie să le ținem prelegeri de psihologie. Pentru școli, Michael Thompson spune, într-o școală întotdeauna trebuie să existe valori. Chiar dacă valorile pot veni la început cu o interdicție. În școala noastră nimeni nu se exclude. Gata, punct. În școala noastră excluderea nu este posibilă. Încet, încet copiii învață, ăsta este locul și valoarea locului în care eu sunt. Dacă am valori și acasă, asta nu o să facă decât să mă determine pe mine ca și eu să am la un moment dat valorile mele personale. Dacă mergem doar pe recompensă, pe pedeapsă, pe uite ce s-a întâmplat, pe suprareacționare, aoleo, Dumnezeule, în ce lume trăim, nu o să le dăm copiilor noștri niciodată abilități sociale. Și o să-i lăsăm în contextul actual, să rămână singuri, să rămână izolați, să nu-și practice abilitățile sociale și, din păcate, pe termen lung, statistica ne arată că omul este o ființă socială care nu reușește să trăiască în izolare și în singurătate. Animal, dezvoltăm... Animal social. Da, corect. E că vorbesc mult, știi că eu dacă mă apuc... Foarte bine că spui lucruri foarte, foarte interesante. Da, greu. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Gabriela Maluf, psiholog, despre o carte superbă, Prieteni buni, dușmani aprigi, Să înțelegem viața socială a copilor. Iată un titlu, un subtitlu de fapt, mai mult decât sugestiv. Să înțelegem viața socială a copiilor.
de Michael Thompson, carte publicată în colecția Parentaj, care face parte din campania Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor, campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Mulțumim foarte mult, Gabriela Maluf. Noi Mulțumesc și eu. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!